În regulă? Da. Alături de noi, domnul antrenor Iordănescu, domnul să o să facă o declarație de presă, iar ulterior așteptăm întrebările dumneavoastră. Bună seara! O seară bună pentru noi, cu adevărat. Un rezultat mare. Un rezultat mare venit pe fondul unui joc mare. Și toate astea mă transformă pe mine într-un antrenor fericit și mândru în același timp de băieții mei, pentru că certifică că am făcut o selecție bună. În vară au plecat 12-13 jucători, au continuat să plece și când am început campionatul și am pus în loc jucători cu caracter mare și în același timp cu valoare. Nu e întâmplare ce s-a întâmplat în această seară și nu e întâmplare parcursul gazului din ultima perioadă. Sunt evenimente bune și foarte bune în viața noastră și asta spun că nimic nu este întâmplător și lucrurile astea certifică că băieții muncesc bine și certifică faptul că putem să, dacă continuăm pe acest drum corect pe care suntem acum, să ne îndeplinim obiectivul și să scriem istorie pentru club, pentru oraș, pentru comunitate, în sensul în care după câștigarea play-out-ului de anul trecut, anul ăsta o să intrăm în play-off. Pot să spun că echipa a avut momente bune și foarte bune de joc, au fost și câteva adevărat situații care nu le-am gestionat bine și mă gândesc în mod special după ce am marcat primul gol, adversarul a produs niște contre și ne-a venit cu niște atacuri direct pe linia de fund, ne-a spart și benzile în anumite momente și asta a creat un pic de panic în careul nostru, dar a fost bine că am depășit cum trebuie momentul, am intrat la pauză, spun eu că am reușit să gestionăm lucrurile așa cum se cuvine și repriza a doua ați văzut, eu spun, un fotbal foarte bun. Cred că acest joc candidează la unul dintre cele mai bune jocuri ale gazului, dar în același timp și unul dintre cele mai bune jocuri până în acest moment în campionat, pentru că și FCSB au avut ocaziile ei, a fost un joc spectaculos, un joc estetic, un joc plăcut, sunt sigur, publicului. Așadar, concluzionez până am felicitat băieții. Sunt sigur că și aceasta este doar o etapă în aventura noastră, pentru că deja de mâine trebuie să ne pregătim pentru următorul joc și să reușim să consolidăm lucrurile foarte bune pe care le avem, dar să și corectăm lucrurile mai puțin bune. Echipa a reușit în 7 etape să marcheze în fiecare joc. Ultimele două jocuri a marcat câte 3 goluri. Sunt deja 3 jocuri fără gol primit. Sunt elemente multe și bune în activitatea și în viața noastră. Deci, felicit echipa și în același timp vreau să doresc FCSB-ului baftă în jocul din Europa League, la fel cum vreau să doresc și CFR-ului, pentru că fotbalul românesc are nevoie de rezultate bune în competițiile europene. Știu că de obicei nu nominalizați jucători, însă nu e o întâmplare ce a reușit Benisar în această seară. Parcă un gol copiat după cel cu voluntar de etapa trecută. Pare că s-a integrat foarte bine acest mai ales că e și foarte tânăr. Mă cunoașteți bine, adevărat că nu prea îmi place să vorbesc nominal, să analizez evoluțiile individuale ale jucătorilor, dar cred că jocul de echipă a fost unul foarte bun, cu intensitate, am controlat multe momente din joc, am avut inițiativa în multe momente, echipa a făcut un joc exact și așa a permis ca în anumite momente diversi jucători să iasă în față și să fie decisivi. Acest copil a făcut un salt extraordinar, dar eu discut zilnic cu el și vreau să înțeleagă că este foarte tânăr și la început de carieră, să rămână echilibrat în tot ceea ce face, să muncească la fel de bine. Acum 3 luni era în Liga 3, noi l-am văzut, l-am urmărit, am văzut potențial mult în el și ne bucur că l-avem aici. Nu este singurul jucător tânăr sau foarte tânăr pe care l-am adus, dar cred că majoritatea băieților au făcut un joc foarte bun astăzi și au fost situații foarte multe, am creat foarte mult, am adus foarte multe mingi în ultima treime și în același timp am și marcat de foarte multe ori, puteam să mai marcăm, este realitatea, nu se supăra nimeni probabil dacă mai marcam, dar asta este, trebuie să ne mulțumim cu ce am reușit să producem și să consumăm rapid acest sentiment de euforie, pentru că deja peste 5 zile, 6 zile, vine din nou un adversar foarte greu și avem nevoie de încă 3 puncte la clasament. Spuneați de CFR și FCSB, dacă în cazul în care s-ar califica în grupe Champions League și Europa League ar fi, acesta ar reflecta valoarea fotbalului românesc și cele două echipe în grupe? Da, e greu, e o discuție relativă, mi-e greu să etichetez eu acum, sunt și abordări diferite. Astăzi, din nou, FCSB a apelat la acest sistem de rotație, am văzut același lucru și la
CFR, dar ați văzut că cu toate astea ambele echipe au jucători cu multă valoare, sunt cluburi care au transferat pe sume foarte mari, sute de mii, milioane în anumite cazuri și își permit acest lucru. Cred că meritul principal este al băieților pentru ce au reușit și nu că azi adversarul nostru ar fi pus în teren o formulă experimentală. Luați pe toate compartimentele, aveau jucători cu valoare și mulți dintre ei și cu experiență foarte bogată în spate. Acum, ce probleme au, sunt sigur că și le vor analiza domniile lor și le vor și rezolva, probabil. Alte întrebări? Mulțumim frumos! Seara bună!